Salutare tuturor, astăzi vorbim despre aperture sau, bineînțeles în română, diafragmă. Acesta este una dintre cele trei setări de bază din triunghiul expunerii de care v-am vorbit în primul clip din acest playlist. Atenție însă că este singura care nu depinde de body, ci de obiectiv. Bun, dar acum efectiv ce este diafragma? E bine, simplificat, diafragma este o gaură prin care intră lumină. Aceasta se mărește sau se micșorează în funcție de cum dorim noi. Acum, o comparație bună a diafragmei este direct cu ochiul uman, a cărei pupilă se dilată când este întuneric și se contractă la lumină puternică. Deci, dacă o luăm logic, diafragmă închisă rezultă puțină lumină intră în cameră. Diafragmă deschisă rezultă multă lumină intră în cameră. Acest cuvânt aperture de fapt definește dimensiunea spațiului lăsat de către diafragmă gol și se măsoară în f-stops sau f-numbers. Bun, acum o să vină ceva mai tricky, puțin mai contraintuitiv. F mic înseamnă spațiu mare lăsat de diafragmă, deci intră multă lumină. F mare, pe de parte, înseamnă spațiu foarte mic lăsat, deci puțină lumină. Efectiv este invers proporțional. Numărul F-ul crește, spațiul scade. Ok, până aici am explicat influența asupra luminii, dar cum am zis, fiecare dintre cele trei setări de bază au un side effect. E bine, aperture sau diafragma controlează lungimea câmpului de profunzime. Până vă exemplific cu niște poze, o să vă explic, ajutat de cele două funduri de bucătărie pe care le-am cumpărat special pentru acest clip, ce este câmpul de profunzime. Câmpul de profunzime este efectiv cât din imagine este în clar. Subiectul nostru ar fi obiectivul și cu aparatul facem poză de aici. Câmpul de profunzime este la F mic, foarte îngust, adică doar atât va fi în clar. Aici vom avea blur, aici vom avea blur. Cu cât F-ul crește, câmpul de profunzime crește. Și este mai mult în clar. Adică, la un F mare, am prinde în clar și această bandă de Tesla. La F mic, când câmpul de profunzime este foarte mic, foarte îngust, se produce acel blur pe care încearcă telefoanele noastre să-l facă digital. Și am văzut că toată lumea iubește acele poze. E bine, acel blur, denumirea lui este bokeh sau bokeh. Nu știu clar cum se pronunțe, dar se scrie B-O-K-E-H. E bine, acum pe final vă las cu întrebarea care mi-a concretizat mie noțiunea foarte ușor. Și aici să facem un mic scenariu. Sunteți la piramide și vreți o poză de grup, da? Voi sunteți aici, piramidele în spate. Ce F folosiți ca să capturați poza aceasta? E bine, răspunsul corect este F mare, deoarece vrem să fim atât noi, cât și piramidele în focus. Urmează să mai discutăm despre ISO, ultima setare a acestui mod manual pe care vrem să-l învățăm cu toții. Și după poate reușesc să ies în oraș să exemplific efectiv cum le îmbin pe toate cele trei din acel triunghi. Cam atât pentru azi. Spor la treabă și mută-te pe manual.